Bine v-am găsit! Așteptând nașterea Domnului, să călătorim împreună cu magii către ieselea din Betleem. Aceștia, spunea într-o predică fericitul Augustin, l-au cunoscut primii dintre neamuri pe Domnul Hristos. Și a urmat steaua care le-a apărut și le-a vorbit, precum o limba cerului în locul cuvântului copil care încă nu putea vorbi. Probabil astrologi sau sacerdoți mazdeeni, persani potrivit Sfântului Iustin Martirul și filozoful, magii deschid prin întrebarea pe care o adresează lui Irod problema condiției pruncului mesianic. Unde este regele iudeilor? Au întrebat ei. Ceea ce l-a aruncat pe Irod, abil și nemilos supraviețuitor politic, în prăpastia viciului său suprem, uciderea potențialilor concurenți. Hristos încarnează o regalitate paradoxală în contrast cu toate privilegiile și violențele puterii exercitate în deopște de oameni. Pruncul Iisus Isus vin să-i se închine cu toată cunoașterea și bogăția lor acești misterioși înțelepți. Nu știm exact câți au fost, Însă, tradiția bisericii ne transmite că au fost număr de trei, pornind de la darurile aduse: Aur, Smirnă și Tămâie. Origen a fost probabil primul martor al acestei tradiții, și tot el a vorbit despre faptul că magii ar fi fost descendenți spirituali ai profetului Balaam, cel care, așa cum știm, a rostit una dintre marile profeții mesianice, o steară sare din Iacob un toiag se ridică din Israel. În fața ieselei sărace din Betleem, magii așează trei daruri, prin care îl recunosc pe prunc și îi dezvăluie simbolic identitatea divină umană. Sfântul Irineu al Ionului tâlcuiește astfel scena închinării. Și după ce au fost conduși de stea în casa lui Iacov, la Emanuel, prin darurile pe care i le-au pus înainte, ei au arătat cine era cel căruia îi se închinau. Mir, pentru că el însuși era cel care urma să moară și să fie îngropat pentru neamul omenesc muritor. Aur, pentru că este rege, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și tămâie pentru că este Dumnezeu care s-a făcut cunoscut în Iudeia și s-a arătat celor care nu-L căutau pe El. Într-o extraordinară omilie a Sfântului Grigorie Teologul, găsim expresia concentrată a acestei interpretări care a devenit tradiția bisericii. Aur ca unui împărat, tămâie ca unui Dumnezeu și smirnă ca unuia care pentru tine va muri. Finalul fragmentului care aparține Sfântului Irineu conține și altceva. S-a arătat celor care nu-l căutau pe el, adică neamurilor, celor care nu făceau parte din poporul ales și nu primiseră profețiile mesianice. Magii sunt reprezentanții neamurilor, primele roade ale neamurilor, după cum spune fericitul Augustin, și simbolizează mântuirea oferită tuturor. Scena recunoașterii de către reprezentanții unei înțelepciuni străvechi a regalității paradoxale a pruncului Isus, deși povestită doar de un singur evanghelist, devine în momentele aurorale ale creștinismului o puternică imagine identitară, o emblemă. Mărturie stă iconografia sa de la capela greacă a catacombelor Priscilei și sarcofagele creștine din veacurile al IV-lea și al V-lea până la mantia împărătesei Teodora de pe mozaicurile de la Ravena și la Codex Aureus. Magii, spunea fericitul Augustin, au venerat în el, în Pruncul Isus, ceea ce urma. Noi venerăm ceea ce s-a împlinit.